O banală vizită la dentist a schimbat viața lui Gheorghe Fontu. Bărbatul a aflat în urmă cu 7 ani că a fost infectat cu virusul hepatitei C, pe care cel mai probabil l-a contractat într-un cabinet stomatologic. De atunci a urmat un tratament cu interferon, dar rezultatele au întârziat să apară. Mai mult, chiar terapia i-a provocat și alte probleme de sănătate. Mi-a scăzut vederea. Am niște probleme de concentrare și amețel. Deci consecințele tratamentului au început să se vadă. Singura lui speranță o reprezintă terapia fără interferon. Aceasta constă într-un tratament de 2-3 luni în care injecțiile sunt înlocuite cu tablete, dar în prezent costurile se ridică la 120.000 de euro pentru o singură cură. Bănui că prin administrarea noului tratament aceste consecințe să se atenueze. La costurile care sunt, nu mi-aș putea permite să beneficiez de acest tratament, nici dacă mi-ar vinde casa. Noul tratament poate fi urmat și de bolnavii pentru care terapia cu interferon era contraindicată. În plus, spun medicii, există șanse complete de vindecare. Tratamentul poate fi administrat și la pacienții cu forme avansate de boală hepatică, respectiv în ciroza hepatică decompensată, în care tratamentul de până acum, deci tratamentul care există cu interferon, era contraindicat. Acestea nu făcea decât să agraveze evoluția bolii de ficat. Terapia fără interferon este deja folosită în vestul Europei, iar autoritățile române fac eforturi ca ea să fie introduse și în țara noastră. Casa Națională de Asigurări de Sănătate a anunțat că 51 de molecule ar putea fi incluse în lista de medicamente compensate și gratuite, printre care și noul tratament al hepatitelor. Într-o primă etapă vor beneficia de aceste terapii pacienții aflați într-un stadiu avansat, precum și bolnavii care nu au răspuns la tratamentele anterioare.